și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Pentru această dată vom pregăti împreună o supă cu găluște de griș, vegane. Pentru această supă vom avea nevoie de o ceapă, un morcov pe care îl voi da pe răzătoarea mică, o bucățică de apio, de tijă de țelină, o bucățică de țelină, două bucățele de ardei pe care îl voi tăia fâșii pentru aspect și un morcov mic pe care îl voi tăia rondele ca să rămână în supa noastră. Pentru găluște, de ce avem nevoie? În această supă vom fierbe un cartof și un morcov mic pentru ca să formăm o supă cremă și apoi în această cremă, supă cremă, vom fierbe grișul. Grișul trebuie să fie, o să-l simțiți la mână, când este ca o mămăligă mai groasă, atunci este perfect pentru găluștele noastre. De aceea nu vă pot spune câte linguri să folosiți sau cât griș, pentru că este în funcție de câtă supă cremă aveți voi, iar voi vă veți da seama de consistența la care trebuie să ajungeți. Și apă, bineînțeles, și sare. Vreau să vă spun că nu vom pune uleiul de la început în această supă, pentru că eu am făcut experiență și uleiul va influența găluștele noastre atunci când vom pune la fiert grișul. Deci grișul va fi moale din cauza grăsimii a uleiului și atunci nu vom mai putea forma găluștele noastre. După ce pregătim aceste găluște, le vom forma ajutându-ne de două linguri și le punem într-un vas cu apă rece. Apoi le vom scoate din vasul cu apă rece și le putem servi chiar direct. Le punem în oala cu ciorbă când ea este deja temperată, după 15-20 de minute, adică nu mai fierbe, și le puteți servi. Chiar veți rămâne încântați de aceste găluște, cum și eu am rămas foarte surprinsă de ele, pentru că chiar aproape poți să spui că seamănă cu cele cu ou la aspect. Bun, acestea sunt ingredientele. Vă invit în continuare ca să urmăriți rețeta și modalitatea de preparare.